Salutare prieteni și iată-ne la un nou episod, astăzi vom juca PES 2019 demo și vom vorbi câteva chestii despre el, vom vedea cum e jocul și așa mai departe. Primul match o să-l joc cu Liverpool împotriva lui Milan, iar apoi vom juca probabil cu Barcelona. Avem două stadioane, Camp Nou și Veltins Arena, arena lui Schalke, o arenă foarte frumoasă, hai să jucăm pe asta. Iar apoi la Barcelona acasă vom juca cu pe stadionul lui Barça. O să-l bat pe Wijnaldum în locul lui Milner. În rest, echipa arată foarte bine așa. Hai că îi las tot așa pe partea dreaptă cu Salah, pe stânga Mane, iar în față Firmino. Vreau să-mi spuneți și voi dacă ați jucat PES până acum. Eu am jucat două meciuri până acum. Mi se pare cel mai bun PES de până acum. Mi-a plăcut absolut niciodată PES-ul, mereu am jucat FIFA, dar PES-ul ăsta arată bine. Chiar dacă arată bine și o să fie cel mai bun PES tot, nu o să las FIFA pentru PES, dar într-adevăr arată fabulos. Deci grafica e una, ia uitați-vă și voi, una absolut fantastică. Și o să vorbim despre ce e nou în PES, ce au încercat băieții să bage. Și așa mai departe, pe lângă gameplay-ul care îl vom face acum. Da, au lucrat foarte mult la fani, la fel cum au încercat și FIFA să facă. Pentru că fanii contează foarte mult. Și vedem aici stadionul care arată foarte frumos. Îmi place aici prezentarea jucătorilor în teren, foarte frumos. Și imaginea asta e absolut superbă cu stadionul din afară. Și va fi un meci interesant între Liverpool și Milan. Milan, o echipă interesantă cu Donnarumma la poartă, numărul 1. Hai să vedem, echipa noastră se pare că va începe. Iar grafica într-adevăr e una super genială. Și din nou în PES vom avea zăpadă. Dar de data asta am înțeles că zăpada va pune probleme jucătorilor. Ia să vedem această fază, însă Salah centrează puternic. Vine Wijnaldum, nu e pentru el mingea. Va pune probleme jucătorilor, adică atunci când va ninge va trebui să cauți noi tactici și tehnici pentru a câștiga partida, pentru că jucătorii vor avea ceva probleme. Pe lângă vremea dinamică, adică de exemplu, începe meciul și plouă, iar apoi se oprește. Asta parcă am avut-o. Acum Salah! Oh! Bun Salah cu capul. Acum vom avea și un timp dinamic, adică începe meciul pe lumina zilei și continuă în nocturnă, să zic așa. Prima repriză e ziua, iar a doua repriză afară o să fie ceva mai îmbeznat și o să fie cu nocturna. Mi se pare interesante aceste chestii, mici detalii, foarte, foarte interesante, zic eu, care fac diferența la un moment dat. O să-l vedem pe Salah, care are undeva la 90 overall. Salah l-așteaptă acolo pe Chamberlain. N-are nici ăsta cu cine pasa. Vine din nou Chamberlain. Centrează Robertson. Salah are ce are cu capul, Salah. Wijnaldum, Chamberlain în partea dreaptă, Arnold centrează și el. Wow, ce paradă face Donnarumma. Asta da, o fază bună. Jocul de pase întotdeauna a fost foarte frumos la PES. Îmi place acum foarte mult cum arată gazonul. Asta întotdeauna parcă a fost peste FIFA, gazonul ăsta arată mult mai realist. Mult, mult mai realist. Deci e un teren pur și simplu care îți dă senzația de realitate și îmi place foarte mult că jucătorii sunt ceva mai mari parcă și nu știu, e mai altfel, e mai fain. La FIFA întotdeauna parcă jucătorii sunt prea mici. Un shot acum peste poartă. Asta e un plus pentru PES, acest teren care arată foarte bine. Și jucătorii ăștia care sunt mai mari, nu știu, îți dă senzația de realitate din nou. Pasele sunt ok, șuturile nu mi-au plăcut absolut niciodată în PES, niciodată.
Ia să vedem, o pasă foarte bună pentru Suso. Centrează în careu și uite, un șut, zici că a fost un balon. Zici că a dat un balon, așa, lin se duce mingea aia. În schimb, grafica e interesantă, jucătorii par foarte ciudați, cei drept la față, ca întotdeauna. Vedem și un prim gol, o celebrare frumoasă, zic eu. Aici ce a dat o pasă foarte frumoasă, ne-a prins. Și da, era clar că va fi gol. Portarul a sărit foarte ciudat. Ce vreau să vă mai zic despre PES, se va lansa cu o lună mai repede decât FIFA 2019, adică se va lansa în 30 august. Probabil e o strategie din partea celor de la PES să atragă mai mulți fani, dar cine e fan FIFA rămâne fan FIFA. E clar asta. Hai să vedem o fază bună. Din nou acolo și este o nouă paradă a lui Donnarumma. E fabulos acest Donnarumma și uitați-l pe Mane cât de nervos este. Și ce față i-a făcut lui Mane. Bate Salah. Bate în exterior, foarte prost. Dacă terminăm la egalitate, am văzut că nu sunt prelungiri, penaltiuri și așa mai departe. E un egal și atât. Bun aici, bun aici. Wow, ce gol frumos! Ce gol frumos înscrie Wijnaldum. Din păcate am văzut că nu e nici Fabinho, nici Naby Keita, pe care i-au transferat nici măcar portarul adus de la Roma. Ar mai trebui să-i bage, dar probabil îi vor băga în varianta full. O fază bună aici făcută de echipa noastră. Foarte liber acolo Wijnaldum, trimite pe jos. Îmi plac aceste șuturi date pe jos la firul ierbii în FIFA 2007 de dem asta. De atunci nu prea. Primul meci este pe încheiate. Vom juca a doua partidă cu Barcelona. Să vedem acolo pe stadionul Barcelonei pe Camp Nou. Sperăm să câștigăm. Din păcate, 1-1. Da, jocul mi se pare bun, dar eu o să rămân clar pe FIFA. De-abia aștept să apară și demo-ul de la FIFA. Asta e clar. Barcelona împotriva lui Internaționale Milano. Internaționale Milano are câțiva jucători interesanti, dar să vedem dacă reușim să-i batem în acest match. Un match interesant, zic eu. Vom juca pe Camp Nou, să vedeți cât de bine arată stadionul. Ia uitați-vă, fraților. Deci imaginea astea din afara stadionului sunt absolut geniale. Absolut geniale. Vedem acolo culoarul de pe care jucătorii intră pe stadion. Cât de frumos ar fi să fie acolo. Vedem încă pe Iniesta la echipă, dar n-au completat exact cum ar trebui echipa. Din păcate, Iniesta nu mai este la Barça. Vedem echipa Barcelonei, Coutinho, Iniesta, Suarez, Messi, la mijloc Busquets, Rakitic, Jordi Alba, Umtiti, Piqué, Sergio Roberto și în poartă nimeni altul decât Ter Stegen. Îmi place foarte mult Handanovic de la Inter, Miranda, João Cancelo, iarăși un jucător interesant, Perisic și Icardi, principale pericole. Vedem pe Icardi. Jucăm pe zi de data asta, meciul trecut a fost unul pe noapte. Va fi interesant cu noile moduri pe care încearcă să le implementeze și PES-ul și FIFA.
Frumos atacul ăsta, urcă bă acolo în partea stângă, urcă până la urmă Iniesta, cam lent. Cam lent acolo Jordi Alba și el intră în careu lui Suarez, Messi cât de liber și este o mare ratare din partea lui Messi. O fază bună făcută de echipa noastră, un tiki-taka, destul de pozițional să zic așa. Handanovic își trimite oamenii în față, cât mai în față. Un Titi arată foarte bine în joc. Oh, ce pasă frumoasă pentru că Candreva. Zincă nu-i penalti. Jordi Alba, o intervenție de maestru. Ce intervenție are Jordi Alba. O pasă în centru acolo. Oh, un nou tackling periculos. Pasă în centru, se joacă foarte rapid. Sergi Roberto. Oh, a scăpat-o bine. Ceva intrări urâte, zic eu. Dar unele regulamentare, Coutinho. Coutinho poate inventa o pasă maestră cu Coutinho, n-are cu cine însă. Luis Suarez. Luis Suarez în partea stângă, centrează acum Jordi Alba. N-are Barça oameni acolo care se dea cu capul, asta e clar. Rakitic în concentrare, poate doar Suarez să dea cu capul, dar Barça nu e echipă de aceste centrări, zic eu. Chiar nu e. Ar trebui să încercăm altă tactică. Rakitic mai departe pentru Coutinho. Coutinho pasă bună pentru Leo Messi. Leo Messi, ce frumos trece Suarez. Hai bă, dă-te în pana mea Suarez. Din 6 metri trimite acolo foarte prost. Foarte prost, Messi a driblat acolo foarte bine. Oh, cât de frumos. Și ia uite-l pe Suarez. Piqué se apără frumos. Pare destul de realist jocul. Chiar pare realist. Coutinho pasă pentru Messică. Messică, o fază adevărată. Messi bate golul. Ce fază reală, ce fază reală și finalizarea lui Messi, foarte frumoasă, foarte, foarte frumoasă, nu? Reușim și noi să marcăm foarte bine, dar pasa lui Coutinho, fenomenală, fundașii lui Inter s-au oprit. Messi trimite undeva unde portarul lui Inter nu mai poate face absolut nimic, pasa lui Coutinho, nici vorbă de offside. Messi a fost cel mai bun și vedem fanii cum se bucură acolo. Iar acum aplaudă. Din nou pentru Coutinho de data asta. Ia să vedem cine vine acolo. Luis Suarez. Messi opălește. Opălește tare prost pentru că Handanovic e un portar fenomenal. Se fluieră, se fluieră, e final. Final de meci și final de episod, sper că v-a plăcut PES 2019 demo, arată promițător, arată foarte bine, jucătorii se mișcă fenomenal, Messi arată bine, ia uite-l, terenul arată bine, să vedem cum va fi PES 2019 full version, atunci va fi interesant, până acum arată bine, culorii mult mai vii, publicul destul de interesant din câte am văzut, să vedem ce va fi la final. Sper că v-a plăcut, nu uitați de like, share, sper să ne vedem cât mai rapid.